Cu ocazia începerii vacanței de vară, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a organizat prima excursie pentru copiii de la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung, alături de părinți și personalul centrului. Primul popas făcut de aceștia a fost la ferma Vâșcu, acolo unde copiii au avut ocazia să învețe despre animale și mediul înconjurător, să le hrănească și să se bucure de produse proaspete realizate în fermă. Călătoria a continuat la domeniul diniaș, unde copiii și însoțitorii lor au fost primiți cu brațele deschise și au avut parte de acces gratuit în parcul de agrement. Ziua a fost plină de jocuri și bucurie, iar copiii au socializat și au petrecut momente minunate împreună. De asemenea, alături de D.A.S. a fost și Asociația Sfântul Andrei, care le-a oferit copiilor pizza după o zi plină de distracție.